În zilele premergătoare pomenirii Sfinților Trei Ierarhi în Arhiepiscopia Dunării de Jos sunt organizate o serie de manifestări culturale-educaționale menite să aducă în atenția tinerilor, profesorilor și credincioșilor viața și activitatea acestor sfinți. În acest context, astăzi, Seminarul Teologic Ortodox din Galați a organizat simpozionul interliceal Sfinții Trei Ierarhi, modele de rugători pentru tineri. Lucrările simpozionului au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid în capela seminarului și în format online. De la reședința arhiepiscopală a fost adusă racla ce păstrează un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur. Prin intermediul unei platforme de comunicare online au participat elevi și profesori de la Seminarul Teologic Ortodox din Galați, precum și de la licee din Galați, Brăila și Tecuci. Tineri și tinere, invitați de elevii și elevele de la Seminarul Sfântul Andrei, de la majoritatea colegiilor și liceilor din Galați, din Brăila și din Tecuci. O coroană frumoasă de tineri și tinere, care, ca ucenici ai sfinților mai mari dascăle ai lumii și ierarhi, cărora le-au îmbrățișat o parte din opere și apoi le-au trecut prin filtru tinereții entuziasmului și convingerilor lor. Și în cadrul acestui simpozion, ne conving că au urcat deja la demnitatea de dascăl pentru noi toți, pentru că dascălii dascălilor mari sunt și ei tot dascăli pentru urmașii noștri și pentru contemporani, reținând de aici în ziua pomenirii aducerii moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, că și iubiților părinți, cu adevărat, l-au înțeles pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care de 1600 de ani ne învață. Nu investiți în nimic mai mult decât în creșterea și educația copiilor voștri, aurul vieții voastre. Nu putea să fie mai convingător altcineva decât cel ce a umplut cuvintele Domnului cu aurul iubirii de Dumnezeu și de aproapele, unind altarul de jertfă al Mântuitorului cu altarul de creștere frumoasă a aproapelui nostru, așa cum ne învață tinerii, elevi și studenți, astăzi la Dunărea de Jos. Cu puțin înainte de prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai școlilor teologice, Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați organizează, ca în fiecare an, un simpozion la care participă 9 licee și colegii, la care se adaugă și Seminarul Teologic. Avem 23 de lucrări de la 11 profesori. În fiecare an aceștia ne sunt alături și dau mărturie pentru rugăciunea pe care sfinții o duc înaintea bunului Dumnezeu. În partea a doua a întâlnirii, elevii au intrat în dialog cu ierarhul și au prezentat aspecte semnificative din viața, opera și activitatea Sfinților Trei Ierarhi.